Berbecii atrag norocul de partea lor. S-ar putea să primiți un cadou sau o promisiune legată de un lucru pe care vi l-ați dori de mult timp. Taurii sunt încrezători în forțele proprii și simt că pot muta munții din loc. O avertizare din partea astrelor este ca astăzi să nu luați decizii drastice pe plan personal. Gemenii sunt exigenți și perfecționiști în sfera profesională, dar faceți-vă timp și pentru familie. Racii vor discuta despre proiecte noi și pot primi susținere din partea unei persoane, însă vor fi câțiva oameni care vor încerca să vă pună bețe în roate, dar nu le dați atenție. Energia leilor este molipsitoare și vor reuși să-i motiveze și pe cei din jur. Din păcate, sectorul financiar vă dă bătăi de cap, așa că atenție cum vă gestionați resursele. Relațiile de prietenie ale fecioarelor sunt bine sudate, așa că veți beneficia de sprijinul celor dragi. Folosiți-vă starea de spirit pozitivă pentru a aborda chestiuni importante azi. Balanțele vor avea un avantaj dacă vor învăța cum să se desprindă de esența emoțională a problemelor. Trebuie să fiți atente cum vă comportați pentru a avea succes. Cea mai bună veste pe ziua de azi pentru Scorpion este că sunt avantajați pe sectorul comunicării. Pot iniția discuții de care s-au tot ferit sau rezolva un conflict. Săgetătorii, în schimb, au dificultăți în a-și exprima sentimentele. Însă au noroc în găsirea unui nou loc de muncă. Astrele îi încur încurajează pe nativii Capricorn să se relaxeze în ceea ce privește cariera și să-și îndrepte atenția către oamenii din jurul lor. Cei mai ambițioși sunt vărsătorii. Dacă au ocazia să-și încerce norocul într-un domeniu, sunt sfătuiți să încerce, chiar dacă riscurile sunt mari. Iar nativii pești sunt indeciși cu privire la unele situații, încercați să vă responsabilizați, iar roadele muncii voastre se vor vedea în curând. Acestea au fost previziunile astea.